al Bibliotecii Naționale a României, urarea de bun venit într-un nou sediu al Bibliotecii Naționale a României este așteptată de mai bine de 40 de ani. Regăsim în colecțiile bibliotecii teme de proiectare, caiete de sarcini, plan și schițe privind sediul nou al Bibliotecii Naționale a României. Și iată că după mai bine de 20 de ani, 40 de ani, în diverse etape, 20 de ani de proiectare și construcție până în 1989 și alți 20 de ani, mai bine de 20 de ani, după 1989 și suntem în măsură să vă adresăm această urare de bun venit. E un sediu nou, modern, multifuncțional, un sediu care va permite Bibliotecii Naționale a României să-și exercite, să-și realizeze toate funcțiile și atribuțiile specifice. Un sediu care va permite ca patrimoniul cultural și științific al României să fie păstrat în bune condiții, să fie prezervat, valorificat așa cum merită. Un sediu care va permite ca Biblioteca Națională să relaționeze cu bibliotecile județene, cu bibliotecile specializate, cu bibliotecile de patrimoniu și cu bibliotecile de învățământ, îndeplinindu-și astfel rolul său coordonator și metodologic. Un sediu care va permite ca activități generale sau proiecte la nivel național și internațional, precum proiectele de digitizare, proiectele de catalog național partajat colectiv, proiecte tematice să fie realizate corespunzător. Un sediu care va permite publicului larg, utilizatorilor de toate categoriile, să vină și să-și petreacă timpul liber sau să aibă acces la informații. Un sediu care va permite Bibliotecii Naționale a României să devină cu adevărat o bibliotecă națională reprezentativă la nivel național și internațional, așa cum merită. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi de-a lungul anilor în îndeplinirea acestui deziderat. Vă mulțumim celor care ați răspuns pozitiv invitației noastre. Mulțumim oficialităților care au fost prezente alături de noi de la începuturile acestor proiecte materializate abia acum. Și vă rog să-mi permiteți să ne asum și rolul de moderator și să-l invit pe domnul ministru al culturii, domnul Kelemen Kunor, să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, domnule prim-ministru, domnule viceprim-ministru, doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor, onorată asistență. Așa cum v-am promis anul trecut în noiembrie, când am finalizat lucrările la Biblioteca Națională, iată în aprilie, pe 23 aprilie, la deschiderea oficială a Bibliotecii Naționale. Este o zi importantă și nu întâmplător am stabilit ca să fie această zi deschiderea oficială a Bibliotecii Naționale. Este Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor. Și nu întâmplător a fost aleasă această zi, Ziua Internațională a Cărții. În 1616, pe 23 aprilie, a murit Shakespeare și Cervantes. Dar cu câteva sute de ani mai târziu, tot pe 23 aprilie, s-a născut Vladimir Nabokov. Unii spun că pe 24, dar eu am reținut data de 23. Sigur, astăzi sărbătorim și Ziua Bibliotecarului din România. Și iată-ne astăzi în noua casă a culturii scrise. Ne aflăm în noua casă a Bibliotecii Naționale după 40 de ani. A fost un efort uriaș, a fost un efort financiar și nu numai financiar din partea Guvernului. Proiectul a fost început acum peste 20 de ani. A fost abandonat, a fost reluat. Lucrările au început în anul 2009 și anul trecut au fost finalizate dintr-un împrumut contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și un program în care sunt incluse mai multe lucrări importante pe lângă Biblioteca Națională, așa cum bine cunoașteți, lucrăm în acest moment la Teatrul Național, la Palatul Culturii de la Iași. Acum câteva săptămâni ați fost alături de noi la Palatul Regal, la Sala Tronului și la celelalte sări expoziționale.
Și de aici dați-mi voie să fac o scurtă paranteză despre rolul statului în viața culturală. E o întrebare care se întoarce mereu. Se întoarce aproape în fiecare an. Se întoarce în fiecare deceniu. Și răspunsul la această întrebare, care este rolul statului în cultură, poate să fie un răspuns diferit. Dar eu am convingerea fermă că statul, în secolul 21, cel puțin în zona noastră, în Europa, nu poate, nu are dreptul să se retragă din finanțarea culturii. Fiindcă de oriunde am luat și orice analiză am făceam, putem să ajungem la o singură concluzie. Fără intervenția statului, în sensul bun al cuvântului, fără susținerea din partea bugetului național și din partea bugetelor locale, cultura, instituțiile culturale, n-au cum să funcționeze. Deci de aceea eu susțin un rol important în viața culturală, în menținerea, funcționarea instituțiilor, în păstrarea patrimoniului cultural național, dar și în creația contemporană și o intervenție și un parteneriat cu statul. Societatea civilă a înțeles acest lucru, instituțiile culturale știu acest lucru. Și eu sunt convins că, așa cum în 2008 un studiu ne-a arătat că la GDP-ul României industriile culturale, cultura, aduce un procent de aproape 8%, peste 7%. Sunt convins că această sumă, acest procent, trebuie să se întoarcă într-o formă sau alta. Sigur, când vorbim despre bibliotecă, nu putem vorbi doar despre carcasă. Nu putem să vorbim doar despre clădire. Clădirea este importantă. Carcasa este importantă. Asta au simțit colegii de la Biblioteca Națională când nu au avut o clădire în proprietate. Când nu au avut o clădire corespunzătoare pentru secolul 20, pentru secolul 21, dar clădirea rămâne doar un edificiu frumos, o carcasă frumoasă, dacă nu este umplută cu conținut. Eu sunt convins că biblioteca trebuie să fie o instituție vie, o instituție interactivă, o instituție unde omul, când intră, se simte acasă. O instituție, un spațiu unde se creează o comunitate, unde vin oameni care au valori identice, care au așteptări similare și preocupări similare. Oameni care iubesc cartea, oameni care iubesc cultura scrisă, oameni care citesc și vor să studieze, oameni care creează, de la simplă lucrare de diplomă până la lucrări științifice și literare. Și biblioteca trebuie să fie în secolul 21 un spațiu unde se renaște acea comunitate care este dedicată culturii scrise. Se pune întrebarea în lumea globalizată, în acest sat global, când va dispărea cartea tipărită? Doamnelor și domnilor, această întrebare este aproape firească și se naște dintr-o frică justificată. Dar eu sunt convins că nu va dispărea cartea tipărită. În lumea internetului, în lumea digitizării, eu am o altă abordare. Cartea se va mulți. Vom avea cartea tipărită, obiectul, nu obiectul de lux, și vom avea cartea virtuală. Vom avea posibilitatea de a accesa orice tipăritură, orice carte și prin internet, dar vom avea posibilitatea să venim în bibliotecă și să citim aici. Sau să ne așezăm seara acasă, lângă un vin, lângă un tutun, lângă un coniac, și atunci sigur că vom lua cartea în mână și nu iPad-ul sau laptop-ul. Sunt convins că viața cărții va fi lungă, va fi puternică, fiindcă omul are nevoie de
cartea tipărită, are nevoie de cultură scrisă, are nevoie de propoziție, are nevoie de literatură, de literatură științifică. Iată-ne la sfârșitul unui drum lung și la începutul unui drum și mai lung. Doamna director general, de azi va avea posibilitatea de a dezvolta această instituție mai departe, de a dezvolta această instituție și de a dezvolta în așa fel încât să fie în fiecare zi o instituție deschisă și atractivă pentru fiecare cetățean, pentru fiecare om. Dați-mi voie să mai spun un lucru. La sfârșitul acestui scurt, nu prea scurt discurs. Vreau să-i mulțumesc bibliotecarilor, asociațiilor profesionale și tuturor celor care lucrează în biblioteci publice și care au rezistat și rezistă în continuare în condiții dificile. Ei sunt adevărații slujitori al culturii scrise. Vreau să mulțumesc și Biblionetului și Fundației Bill și Melinda Gates, fiindcă este o zi importantă, este ziua bibliotecarului și de câțiva ani încoace această fundație și acest program Biblionet a avut curajul să intre într-o competiție cu lumea foarte tehnologizată. Așa am reușit să dotăm împreună cu această fundație foarte multe biblioteci publice, județene și nu numai, din România. Și așa am reușit să facem un pas înainte în secolul 21. Mulțumiri bibliotecarilor, mulțumiri celor care au fost și sunt alături de Biblioteca Națională, de Biblioteca Publică, de Cultura Scrisă. Vă mulțumesc!